Buletinul de știri este accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la buletinul de știri. Ziua internațională a tineretului a fost marcată la Drochia. Drochienii, dar și oaspeții orașului, au avut parte de o sărbătoare nemaipomenită. Detalii imediat. Ziua internațională a tineretului a fost marcată cu mare fast în orașul Drochia. Sala Casei Centrale de Cultură a fost arhiplină cu tineri voluntari, susținătorii acestora, dar și cetățenii orașului, cărora nu le-a scăpat din vedere sărbătoarea care s-a desfășurat în premieră în localitate. Evenimentul a început cu forumul voluntarilor, sub sloganul Trăiește magia voluntariatului. Tinerii sportivi și-au prezentat abilitățile lor sportive în fața publicului. Președintele raionului Drochia, Ion Dascăl, prezent la eveniment cu demnitate, a vorbit despre programul zilei, care a fost întocmit împreună cu voluntarii. Evenimentul de astăzi, după părerea mea, este un eveniment binevenit pentru colaborarea cu alte raioane, de exemplu, raionul unde au fost invitați voluntariați din raionul Dundușeni, Glodeni, Rășcani. Este un eveniment important pentru că tineretul să fie promovat. Inițiativa a venit de la un grup de tineri din Drochia voluntari care au venit cu inițiativa de a face lucruri frumoase pentru orașul Drochia. La instalarea panoului Drochia, iubirea mea, organizarea discotecii în aer liber, festivalului tineretului, care se numește chiar și Ziua Tineretului. Și sperăm că acest eveniment să fie organizat la nivel maxim, să fie mai mult tineri, să se implice tinerii pentru ideile care le-au tinerii să fie rezolvate și auzite nu doar în raionul Drochia, dar și pe întreaga Republică. Înșiși tinerii susțin că voluntariatul este foarte binevenit atât pentru ei, cât și pentru societate. Ocupându-se cu lucruri utile, ei spun că își simt rostul în comunitate, dar și în întreaga țară. Sunt bucuroși și de faptul că o zi din an le este dedicată lor. Cred că asemenea evenimente sunt nespus de importante și contează enorm de mult, atât pentru tinerii care deja au statut de voluntar, cât și pentru cei care încă nu au reușit să se implice în activități de voluntariat. Asemenea activități ajută foarte mult tinerii să se inspire, să creeze, să socializeze, să facă ceva pentru viața socială și culturală a propriei localități. Personal, eu am ales să fiu voluntar întâmplător, s-a primit, însă nu regret deloc, fiindcă anume așa implicare și aceste activități pe care reușesc să le organizez foarte mult mă dezvoltă și îmi creează propriul eu. Mă ocup, adică sunt un voluntar în Biblioteca Publică Cotova și dacă sunt un voluntar am venit la evenimentul ăsta frumos. Îmi place foarte mult alegerea mea. Îmi place că ajut în folosul comunității, citesc cărți, așez cărțile pe rafturi. Îmi place foarte mult această decizie care mi-am ales să fiu voluntar. Este o idee foarte bună pentru că tineretul din astăzi nu prea are ocupații, iar evenimentul de astăzi ne ajută și ne evoluează într-un fel și îmi place mult și mă bucur foarte mult că am venit la acest eveniment și mai ales că fac parte din Consiliul Tinerilor Voluntari de la Bibliotecă. Ziua Tineretului și noi facem parte din el și noi toți suntem voluntari și vom participa și noi și avem și noi un scop mic. Cei care au creat grupurile de voluntari i-au îndrumat și continuă să inspire cu idei geniale sunt coordonatorii acestora. Astăzi, în orașul Drochia, va fi o sărbătoare mare atât pentru toți tinerii, căci este sărbătoarea internațională a tineretului, dar și pentru voluntari, pentru că lansăm pentru prima oară forumul voluntarilor. Suntem la prima noastră întrunire și avem și oaspeți de la Glodeni, Rășcani, Dondușeni, care au venit cu echipele sale de voluntari. Ideea a venit de când a fost lansat
instruirile în managementul voluntariatului cu o doamnă expert din Focșani, Margareta Tătăruș, care a zis că în România este foarte dezvoltat voluntariatul, ceea ce nu se simte la noi în Moldova. Așa că am venit la ideea că ar fi bine să facem și noi niște echipe de voluntari și sau avem o echipă, o armată de voluntari de 150 persoane. Și scopul este de a promova lucrurile frumoase, de a lansa diferite campanii de voluntariat, inclusiv de promovarea cărții și lecturii, activități sociale, culturale, lansare de proiecte, idei noi. Sunt tineri care sunt foarte creativi și au foarte multe inițiative. Astăzi se sărbătorește Ziua Tineretului în colaborare cu Forumul Voluntarilor. Fiecare bibliotecă a venit cu o echipă de voluntari. Vor fi prezentate diferite filme în care vom prezenta ce am făcut pentru sat și ce programe în continuare vrem să prezentăm în bibliotecile noastre. Foarte bine, trebuie de organizat în fiecare an așa eveniment, că tineretul dorește cât mai multă distracție. Deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Corneliu Padnevici, de asemenea în această zi importantă pentru toți tinerii din țară, le-a fost alături. El și-a expus punctul său de vedere cu privire la semnificația acestei sărbători, dar și-a menționat că este salutabil faptul, precum că președintele raionului Drochi a hotărât să organizeze un astfel de eveniment, accentuând tinerii. Tinerii sunt ascultați, încurajați și susținuți, a relatat Corneliu Padnevici. Astăzi în orașul Drochi se desfășoară un eveniment important ce ține de Ziua Tineretului Internațional, care se sărbătorește pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și în Drochia. Desigur că tinerii sunt cei care ne urmează, tinerii sunt cei care valorifică sau sunt cei mai importanți care pot să implice în viața de zi cu zi, în a schimba câte ceva în societate. Este un eveniment important și noi, cei de la guvernare, vom fi mereu alături de tineri, ei vom susține în permanent, pentru ca cele idei bune de care ei dispun, cele idei pe care vor să le desfășoare în viața de zi cu zi, să fie implementate, chiar dacă va fi necesar sau vor fi utile la nivel de legi. De ce nu? Evenimentul a continuat cu marșul voluntarilor la monumentele din oraș, a urmat un flash mob în piața centrală și a culminat cu discoteca sub cerul liber, cu jocuri de lumini și muzică tare. Nu a rămas fără atenție nici instalația Drochia, iubirea mea, de asemenea o idee a voluntarilor din raionul Drochia, care a atras toate privirile atât ale localnicilor, cât și ale oaspeților orașului. Ziua Internațională a Tineretului a fost marcată cu scopul de a promova bibliotecile, lectura și voluntariatul. Consiliul Raional Drochia a alocat în jur de 30.000 de lei pentru desfășurarea evenimentului. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia. Capitală s-a desfășurat cea de-a patra ediție a Festivalului Tineretului. Cum s-a desfășurat acest eveniment, aflați imediat. Cea de-a patra ediție a Festivalului Tineretului s-a desfășurat în acest weekend pe strada pietonală din capitală. În contextul Zilei Internaționale a Tineretului, la unul dintre cele mai mari evenimente organizate de tineri și pentru tineri, protagoniștii zilei au avut posibilitatea de a participa la mai multe activități, de a interacționa și de a cunoaște oportunități de voluntariat. În acest an, Ziua Internațională a Tineretului s-a desfășurat cu tematica Spații sigure pentru tineri. La Chișinău, evenimentul a fost organizat de către Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, UNICEF Moldova și UNFPA Moldova. Festivalul Tineretului reprezintă și o platformă de susținere a candidaturii orașului Chișinău pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului pentru anul 2021. În acest an, Chișinăul este unul dintre cele 5 orașe finaliste la concursul desfășurat pentru a obține acest titlu. În cadrul evenimentului, organizațiile de tineret din țară și-au prezentat oportunitățile prin intermediul unor activități interactive. De asemenea, au fost organizate paneluri de discuții, ateliere și expoziții, iar în scene au evoluat artiști. În data de 9 august curent, de către ofițerii Serviciului Investigare Fraudelor Economice din cadrul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, a fost contracarată activitatea clandestină a unei tabere de vară pentru copii de la 4 la 16 ani, amplasată în subsolul unei săli de sport din sectorul Rășcani al capitalei. În cadrul cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că activitatea era desfășurată cu încălcarea tuturor normativelor pedagogice și sanitare în vigoare. La fel, produsele alimentare care erau destinate pentru hrana copiilor erau achiziționate
achiziționate în lipsa documentelor de proveniență și certificatelor însoțitoare de la diferite chioșcuri stradale. De asemenea, copiii erau primiți în tabără fără prezentarea certificatelor medicale. În consecință, activitatea taberei a fost istată, iar cazul se examinează în continuare de către polițiști pentru a fi luată o decizie conform legislației în vigoare și pentru atragerea la răspunderea factorilor de decizie din cadrul taberei. Cel puțin o persoană a decedat ieri după ce un automobil a fost lovit de un tren marfar la intrare în satul Pervomaisk. Potrivit informațiilor poliției, trenul se deplasa pe direcția Chișinău-Căinari. Dintre cele patru persoane care erau în automobil, o persoană a decedat, iar celelalte trei au fost traumatizate. Cantitatea mărfurilor de origine animală și non-animală care poate fi transportată peste frontiera de stat în scopuri personale va fi reglementată. Potrivit autorităților, lacuna în legislație favorizează contrabanda de mărfuri de acest tip, iar cantitatea de mărfuri transportată de persoane sub pretext de uz personal se cifrează la sute de kilograme, inspectorii vamali nefiind împuterniciți de legislația în vigoare pentru a interveni. Lista mărfurilor, dar și cantitățile permise se regăsesc într-un proiect de hotărâre expus spre consultări publice. Conform regulamentului propus, se interzice introducerea de către persoanele fizice a cărnii și a organelor comestibile, dar și a cârnăciorilor, salamurilor și produselor similare din carne, din organe sau din sânge. De asemenea, este interzis laptele și produse lactate de toate tipurile, excepție fiind laptele praf pentru sugari, alimente pentru sugari și produse alimentare speciale necesare din motive medicale. O aeronavă de mici dimensiuni cu 4 pasageri la bord a aterizat forțat pe un câmp cu floarea soarelui de la marginea satului Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Nici o persoană nu a avut de suferit. Serviciul de presă al Inspectoratului General de Poliție susține că aparatul de zbor a decolat de la o vinerie de la marginea satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă și urma să ajungă în satul Horești, raionul Fălești. La câteva minute după decolare, panoul de control al aeronavei a indicat o defecțiune tehnică. Din acest motiv, pilotul a fost nevoit să aterizeze forțat. Nava aeriană de model Socata era condusă de către un cetățean al municipiului Chișinău, care era și proprietarul aeronavei. La bordul acesteia se mai aflau alți 3 chișinăuieni. Imediat, la fața locului s-a deplasat grupul operativ de urmărire penală. Alte circumstanțe ale incidentului urmează a fi stabilite. Doamnelor și domnilor, aici încheiem știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Sunt Victoria Conea. Rămâneți în continuare cu TV Drochia. Urmează datele meteo și horoscopul. Acesta a fost buletinul de știri care a fost accesibil și pentru persoanele cu deficiențe de auz și vedere.